să fug la serviciu, am câteva minute în care aș vrea să vă vorbesc despre acest videoblog, de ce am decis să-l fac, de ce ar fi nevoie de așa ceva și cam ceea ce îmi propun în continuare. Poate în primele episoade, atunci când îmi spuneați că arată ca un buletin de știri, am lăsat impresia că sunt un specialist al pieței de capital, sunt un broker, am studii în domeniu, deci asta fac zi de zi. Nu este deloc așa. Îmi cer scuze că am lăsat impresia asta. Eu am un job de 8 ore ca programator la o firmă mică din Târgu Mureș și ceea ce fac eu și studiul pieței este de fapt o pasiune a mea. Am terminat o facultate în domeniul ingineriei, Facultatea Petru Maior din Târgu Mureș, secția calculatoare. Deci nu am studii în domeniu, tot ceea ce am învățat până acum și ceea ce știu am studiat de pe internet, mi-a plăcut foarte mult domeniul și de aceea mi-am propus să-l aprofundez. Am decis să pornesc acest videoblog deoarece din dorința de a arăta tuturor că investițiile la bursă nu sunt doar pentru specialiști ai pieței și doar pentru broker. Acesta este un mit. Poți să devii și tu investitor la bursă. Este ceea ce vreau eu să arăt în aceste episoade. Nu-ți trebuie o sumă extraordinară de mare de bani. Și vreau să arăt că oricine poate face acest lucru, așa cum fac și eu. Când am început să studiez acest domeniul al investițiilor la bursă, mi-a fost destul de greu să găsesc persoane care să aibă aceeași pasiune ca și mine. În Târgu Mureș nu cunoșteam pe absolut nimeni care să investească la bursă. Știam că există o companie de brokeraj, compania Goldring în Târgu Mureș, dar îmi doream să vorbesc cu cineva de acolo, însă n-am avut niciodată curaj să bat la ușa companiei și să mă duc să întreb, să le pun întrebări brokerilor de acolo. Vroiam să aflu cum e să investești la bursă din perspectiva unui simplu investitor, așa cum doream să devin și eu. Mi-ar fi plăcut la momentul acela să găsesc un videoblog ca și acesta, să văd o persoană oarecare, un tip care lucrează și el 8 ore pe zi, are o familie, are un job, să văd el cum face, cum investește la bursă, cum ia deciziile. Am găsit câteva bloguri în care bloggerii descriau anumite concepte despre investițiile la bursă, am învățat mult de acolo, dar îmi doream efectiv să vorbesc cu cineva, să-l întreb cum a început, câți bani a investit, câți bani a pierdut sau câți bani a câștigat. Se pot face chiar, se pot câștiga la bursă sau e ca și jocurile la păcănele sau jocurile la bingo? Aveam atâtea întrebări și mi-a fost greu să găsesc pe cineva care să-mi răspundă la toate întrebările astea. Dar despre cum am început eu să investesc la bursă și care au fost primii pași, cred că o să fac un alt episod. Așa că prin aceste episoade, pe care îmi propun să le realizez cel puțin săptămânal, dacă nu chiar de 2 ori pe săptămână, aș dori să vin în întâmpinarea celor care au aceleași întrebări, cum le-am avut eu la început de drum, dar aceste episoade nu vor fi dedicate doar începătorilor, ci și celor care au ceva mai multă experiență deja în piață. Voi veni cu păreri, analize, grafice. Și îmi propun pe viitor chiar să am câte un invitat în cadrul acestor episoade, un specialist al pieței de capital. Așa că vă recomand să vă abonați la canalul meu de YouTube, Investește la Bursă, și să dați like paginii de Facebook. Și până data viitoare, vă doresc ca de obicei investiții cât mai profitabile.